Salutare din pepinierele Fundulea, vă salut al dumneavoastră Achim Gabriel, azi 23 mai 2023. Iată, chiar acum ne aflăm în incinta pepinierelor Fundulea, iar astăzi vreau să vorbim despre mur. Despre murul timpuriu, care fructifică la început de iunie, și despre murul cu creștere erectă. Și da, poate mulți ați ghicit, este vorba despre soiul Arapaho. Soiul de mur Arapaho este un soi cu rădăcini din America. Are o creștere erectă, spre deosebire de celelalte soiuri, deci este mult mai ușor de întreținut și mult mai ușor pentru cultivator și pentru fermier să se descurce într-o astfel de cultură. Iar pe lângă aceste aspecte, cel mai important din punctul meu de vedere este prețul de vânzare al fructelor, fructe trufanda, ne place nouă să le spunem, pentru că sunt printre primele fructe de mur care apar pe piață. Deci acest soi are potențial de a fructifica la început de iunie. Știu cât de bine observați, dar la 23 mai este plin de floare. Preconizăm noi maxim 2 săptămâni, 6-7 iunie, că vom intra la recoltat. Deci, într-un cuvânt, pentru zonele calde sau zonele care nu sunt foarte reci și permite inflorescența după 10-15 mai, că acest soi a înflorit în urmă cu o săptămână, a început să înflorească în urmă cu o săptămână și a făcut bobocei de floare cam la 10 mai, în zonele unde permite și nu mai avem temperaturi negative la 10 mai și dorim să înființăm o cultură de mur, eu zic că acest soi de mur are potențial foarte mare. Am spus-o și mă repet, datorită fructificării timpurii și datorită valorificării fructului atunci când nu este concurență pe piață și când prețul per kilogramul de mure este preț de trufanda. Așa că eu vă las pe dumneavoastră să alegeți soiul care vi se potrivește cel mai bine. Pentru că am spus-o și nu vreau să mă repet. Soi perfect din toate punctele de vedere nu o să găsiți. Fiecare soi are avantajele și dezavantajele sale. Iar dacă vreți să vedeți creșterea acestui soi erectă, dacă vreți să degustați fructele acestor soiuri, fie că vorbim de soiurile de mur, Arapaho, Torfi, Navajo, sau soiuri de zmeur, Delniva, Lasca, Socolica, Greenample, multiplicate aici în pepinierele Fundulea, eu vă aștept începând cam de la 5-7 iunie să degustăm prima oară din fructele de mur. Ulterior vom începe să producem și din fructele de zmeur, Lasca, Socolica, bineînțeles, de pe zonele demonstrative, pentru că în pepinierele Fundulea se multiplică plante, nu se produc fructe. Dar avem zone demonstrative special pentru dumneavoastră, dacă vreți să veniți să degustați, să vedeți mărimea fructului înainte de a vă decide asupra unui soi pe care dumneavoastră vreți să îl cultivați în zona și în cultura dumneavoastră. Eu vă salut de aici, din pepinierele Fundulea, cu tot respectul al dumneavoastră, Achim Gabriel.